Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile pământului. Invitații mei din această zi sunt doi păstori tineri, Ciprian Bârsan și Dănuț Tintean, care s-au întors de curând dintr-o călătorie misionară pe termen scurt efectuată în Madagascar. În emisiunea precedentă am discutat cu ei despre sosirea lor în Madagascar, lucruri care i-au șocat, despre proiectele în care a fost implicat și în special în proiectul educațional alături de familia Șaitiș, care slujește acolo pe termen lung. Aș dori să continuăm în emisiunea de astăzi și să împărtășim cu dumneavoastră și alte proiecte în care ei au fost implicați fiind acolo. Încep cu tine, Dănuț, în ce alte proiecte pe lângă cel educațional v-ați implicat în timpul în care ați fost acolo? Da, pe lângă cele educaționale, ne-am implicat și în proiecte de edificare a credincioșilor și a personalului bisericii, a păstorilor și a conducerii bisericii, și în proiectul de evangelizare ale bisericilor de acolo. Am ajutat, am fost părtași la ceea ce ei fac în evangelizarea oamenilor din. Acum, întorcându-ne la primul proiect, cel de edificare, în ce a constat implicarea voastră? Ce face Marcel acolo în edificarea credincioșilor și a păstorilor? Și apoi ați venit și voi și v-ați adus aportul. Da. Există o școală biblică de pregătire a personalului de slujitor a bisericii. Acolo fiecare păstor trebuie să urmeze o școală biblică și există în Anțirabe o extensie a școlii biblice din capitală, Care este principala care școală? este principala școală de formare de păstori, este la durata de un an de zile, în care și Marcel predă cursuri viitorul slujitor a bisericii. Am fost la deschiderea unui nou an școlar, Când începe teologic. acolo anul școlar, Acum, când am fost noi în ianuarie, la ianuarie? sfârșitul lui ianuarie, te-am încurajat pe cei care s-au înscris la un astfel de program. Se ține în biserică, acolo locuiesc pentru un an de zile cei care vin de la depărtare, acolo învață, au 8 ore pe zi de predare. De obicei sunt doi profesori care predau acolo în fiecare zi și dintre păstorii care sunt Mai cu cu experiență experiență. și pregătiți din punct de vedere teologic. Da. Și ați predat și voi un seminar, le-ați spus despre lucrarea care are loc în România, ce se întâmplă în Am avut România. un cuvânt de deschidere, am avut un cuvânt de încurajare, n-am predat, n-am avut timpul necesar, a fost chiar în momentul în care i-au sosit, în care s-au instalat, doar i-am încurajat, ne-am rugat pentru ei, le-am spus că este importantă formarea lor ca și slujitor prin educație. I-am binecuvântat rugându-ne, dorind ca Dumnezeu să îi binecuvinteze în lucrarea la care i-a chemat. Cred că am petrecut câteva ore și apoi ne-am despărțit, dar am întâlnit oameni care au fost gata să renunțe la modul în care își câștiga existența pentru un an de zile să învețe, să studieze în condiții grele. Dormeau în biserică, n-aveau locuri de cazare, nu era o școală biblică, o construcție proprie. Majoritatea dormeau în biserică, în clădire. Cam câți studenți sunt în Nu erau foarte mulți, erau în jur de 5. 5 studenți? S-au mai adăugat între timp. Da. În jur, până la 10 persoane, cam așa spuneam. 10-12 persoane în fiecare an. A fi slujitor în poporul malgaș înseamnă sacrificiu. Oamenii aceia depind și învață lecția credinței. Depind de bunăvoința credincioșilor. Ei fac un contract pe care îl semnează spunând că renunță la toate practicile pe care și la modul lor de existență de până atunci și se dedică în întregime 100% pentru Evanghelie. Sunt oameni dedicați, păstorii sunt dinamici, plini de dragoste, perseverenți și luptători. Oameni care sunt obișnuiți cu greul, dar care nu se plâng.
renunță, dar câștigă. Câștigă simpatia și respectul celor din jur. Oamenii laici, din jurul comunităților creștine, îi privesc pe oamenii aceștia cu admirație și cu respect. Faptul că sunt păstori și slujesc într-o biserică le conferă un rang în societatea malgașă. Sunt respectați. Sunt respectați. Acum, studenții despre care voi vorbeați sunt potențiali păstori, păstori care trebuie să fie instruiți sau pur și simplu tineri care vor să se dedice lucrării pastorale, sunt echipați și apoi vor fi trimiși undeva la o biserică existentă sau vor trebui să planteze ei biserici? Deci în momentul în care un tânăr, un slujitor termină școala biblică în capitală, el trebuie să facă un stadiu de pregătire ca păstor asistent lângă o persoană, lângă un om cu viziune, și apoi după o perioadă de un an, doi aproximativ, se duce într-o zonă unde nu există biserică și plantează o nouă biserică. Aceasta este viziunea lor și este o viziune deosebită care a dus la extinderea împărăției lui Dumnezeu în această țară. Așa se lucrează. Așa se lucrează, da. Termin școala, stadiu de pregătire lângă un slujitor cu experiență și apoi rugăciune, cer viziune, găsești un loc, te așezi în locul respectiv și propovădești Evanghelia. Începi din stradă. De fapt, Evanghelia în Madagascar se predică mult în stradă. Oamenii sunt atinși, se creează un grup de părtășie, de inițiativă și apoi o biserică provizorie făcută din lemn. La o astfel de biserică, cu ajutorul lui Dumnezeu, am participat și noi, construind o biserică într-o localitate lângă Ansirabe. Erau 70 de credincioși, se întâlneau sub un acoperiș, fără nimic altceva. Dumnezeu ne-a cercetat, am avut puterea financiară prin frații care au investit în noi și am construit o astfel de biserică, un loc unde oamenii aceia se închină acum, cel puțin pentru 3 ani de zile, ca apoi să construiască o biserică din cărămizi. Da. Mă gândeam la acest model al lor de a planta biserici. N-ar trebui adus și în România, pentru important. Că sunt... Avem zonele noastre sunt unde zone. Nu sunt atinși oamenii de Evanghelie. Cel puțin în județul Caraș există 7 sate de croați catolici în care foarte greu am putut ajunge. Puțini sunt oamenii care primesc Evanghelia. Ne-am dus acolo, am fost primiți cu pietre, alungați din localități, dar continuăm și ne rugăm pentru zona aceea specific în Caraș Severin. Deci ar fi o idee da, bună să mergeți la UTP și sunt o grămadă de tineri care termină fiecare an, luați pe lângă voi și după aceea trimiși să planteze biserici. Da. Discutam cu pastorul Manitra, care este primul păstor care a venit în Ansirabe din Antananarivo, din capitală. După ce a terminat școala, Dumnezeu a pus pe inimă să înceapă o lucrare de misiune în Ansirabe. A plecat, a venit cu soția și cu un copil. Soția era însărcinată datorită lipsurilor care le-a întâmpinat mergând într-un oraș nou. N-aveai credincioși care să ajute, nu era un sistem în care să poți să fii plătit. A născut, copilul a murit însă la scurt timp datorită lipsei de alimentație. N-avea, mama n-avea cu ce să mănânce. Familia l-au desmoștenit pentru faptul că s-a întors la Domnul. A dus-o foarte greu, foarte greu. A pus bazele mișcării pentecostale, să zic, în zona aceea. Da. Acum sunt 7-8 biserici în Ansirabe și în împrejurim. Oameni pe care pastorul Manitra i-a ajutat să i-a educat, i-a trimis la școală. Sunt păstori care sunt foarte capabili, care au biserici. Dar la ei se susțin biserica, fiecare biserică își susține păstorul,
când termină școala, se aduce într-o zonă, acolo își construiește o biserică din lemn, în primul rând, în prima fază, apoi ei locuiesc în biserică sau lângă biserică, mai fac o anexă, și acolo stau. Toți păstorii care am vizitat locuiau în incinta bisericii. Unii dormeau în biserică pentru că n-aveau alte condiții. Cum intrai, era despărțit un loc de o perdea și acolo era dormitorul, acolo era bucătăria păstorilor. Și era păstor de 20 de ani care acum își construia o căsuță lângă biserică și noi am ajutat să-și mai ia și avea cărămidă, să-și mai ia și ceva ciment și să își facă o căsuță. Deci avea o fată căsătorită, deci era un păstor tânăr, dar de 20 de ani nu a avut posibilitatea să aibă o locuință proprie. Dormeam efectiv. Asta scoate în evidență încă o dată ceea ce spuneați, dedicarea lor în lucrarea pastorală, determinarea lor de a face față tuturor provocărilor și de a merge înainte în ciuda lipsurilor și dificultăților. Sunt câștigători de suflete. Se luptă pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Condițiile lor de lucrare sunt grele. Cei mai mulți nu au mijloc de transport sau, în cel mai fericit caz, au o trotinetă, un scooter cu care se deplasează. Fiecare păstor, pe lângă edificarea în biserică, pe lângă lucrarea propriu zis în biserică, ies în afara zidurilor, evanghelizând locurile din jurul bisericii. Fiecare are principiul ăsta și viziunea aceasta de a merge, de a deschide un loc, acolo să trimită un ucenic care să preia biserica și să lucreze pentru slava lui Dumnezeu. Văzând modul în care ei lucrează și preocuparea lor pentru lărgirea împărăției, sigur că îmi pun această întrebare și poate și telespectatorii și-o pun. De ce este necesară prezența unor misionari acolo, din moment ce oamenii ăștia au atâta pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu, lucrează, se implică, lărgesc granițele împărăției? Care este rolul misionarilor în tot acest peisaj? Pe lângă suportul material, există și nevoia spirituală. Acești oameni au nevoie de consolidare, acești oameni au nevoie de creștere, trebuie investit în ei timp, rugăciune și eu ca și păstor am nevoie de un păstor la care să mă duc și să-i împărtășesc îndoielile mele, întrebările mele, neliniștea mea. Și un misionar, cum este Marcel, asta e rolul lui. I-a adunat pe lângă el, o dată pe lună. Oamenii aceștia, alături de Marcel, au o întâlnire de părtășie. O întâlnire în care cântă, se roagă, vorbesc, își consolidează relațiile între păstorii din zona aceea și apoi au un moment în care Marcel le împărtășește viziunea pe care Dumnezeu i-a pus-o în minte. La aceste întâlniri participă și soțiile și copiii păstorilor. Deci chiar au un timp frumos în care se încurajează unii pe alții, se roagă, știu unii despre alții. Deci au lunar și chiar acasă la Marcel am avut și astfel de întâlnire. Au fost chemați păstorii și a fost un timp frumos să cunoaștem despre fiecare, despre problemele lor, despre proiectele bisericii în care slujesc. Au fost și ei interesați să știe despre slujirea voastră de aici? A fost momentul în care am stat punând întrebări și punându-ni se întrebări. Și a fost un moment deosebit. Care au fost lucrurile care îi interesau pe ei legat de slujirea voastră din țară, din România? Modul de manifestare a lucrării Duhului Sfânt și anumite sacramente, cina Domnului, cum se ia căsătoriile, cum se fac înmormântările, au fost interesați de modul în care noi ne pregătim ca și slujitori, le-am spus de seminariile biblice pe care noi le facem pe lângă comunitățile regionale. A fost un dialog constructiv și interesant. Își doresc o stație de radio
să aibă și ei posibilitatea să pe undele radio să vestească Evanghelia. Este un proiect pentru care ei se roagă. Ei se roagă și chiar Dani Hada și cu Ciprian, ei se ocupă de așa ceva. Vă gândiți să, cumva să vă implicați, să ajutați? Le-am cerut să aducă un proiect, să facă pașii premergători pentru a obține licența și apoi eu cred că se poate, românii pot investi acolo și în domeniul ăsta. Internetul funcționează mai greu, deci radio online, cum avem noi Radio Levi, ar fi mai dificil de ascultat acolo, cu toate că l-ascultă, dar pe unde FM s-ar putea face o lucrare deosebită. Da. Asta de vorbă cu păstorii, v-au pus întrebări. Acum eu vreau să vă pun o întrebare. Voi ați avut ceva de învățat de la păstorii din Madagascar? Sau doar ei? Și ce ați învățat? Sau ce v-a învățat Domnul? Sau ce v-a spus Domnul în aceste discuții, întâlniri pe care le-ați avut cu ei? Cel puțin eu mi-am readus aminte cât de important este să trăiești prin credință. Școala, Institutul Teologic Pentecostal din București, m-a învățat să umblu pe calea aceasta și s-a reactualizat în mintea mea și în inima mea ce înseamnă cu adevărat să nu ai nimic și totuși să trăiești. Oamenii aceștia depind 100% de dărnicia bisericii. La un serviciu de închinare de duminică există cel puțin 5 colecte. Colecta principală pe care o fac, se face în biserică și apoi la altar în față există 5, 4, 5, 6 coșuri. Unul este pentru zecioală, altul este pentru partea de proiecte, anumite proiecte pe care biserica le are, evangelizare, săraci, și există un coș pentru păstor. Fiecare membru din biserică, în timpul unei cântări, se duce acolo în față. Mai întâi își pune zecioala și apoi se întoarce înapoi în bancă și așa pe rând fiecare își depune darul, urmează o altă cântare și la al doilea coș, la al treilea coș. Pe culori diferite. Pe culori diferite. Și a fost pentru noi impresionant să vedem că vin oameni, în fiecare coș pun câte ceva, inclusiv în coșul păstorului, un pumn sau doi de orez, o găină sau câțiva ariari. Deci am învățat de la oamenii ăștia că trebuie să ne dedicăm mai mult lui Dumnezeu și să învățăm, să reînvățăm a trăi prin credință. Da. Ceea ce m-a marcat la serviciile divine și cu precădere la acest aspect care se discuta despre ajutorare, veneau cântând. Deși probabil că aveau un ariar care însemna 3.000 de ariari, este un euro. Poate că aveau câțiva ariari, dar veneau cântând și fluturând așa cumva mâna, aduceau darul înaintea lui Dumnezeu și l-așezau în coș. Nu-l făceau cu strânge de inimă, chiar dacă trebuia să se ridice de 3-4 ori să facă acest gest în fiecare coș, dar veneau cu bucurie. Cântau, îl slăveau pe Dumnezeu, oameni simpli, că asta a fost lucru care am învățat de la ei, oameni simpli care trăiau în condiții modeste sau mai puțin decât modeste, dar care îl iubeau pe Domnul, îl slujeau pe Dumnezeu, erau gata să se sacrifice din timpul lor, din resursele lor, ca să-i câștige pe alții pentru Domnul. Și existența lor și a familiei depinde de cât de darul, se pune de pumnul de orez. Nu există suport de la organizație, birou central, fiecare. Fratele Marcel are un proiect de susținere a slujitorilor și este important acest proiect. În fiecare lună există o sumă de bani care acoperă o parte din cheltuielile acestor oameni și e important pentru noi proiectul acesta și susținerea acestui proiect, pentru că acești oameni au nevoie de ajutor. Uităm, datorită contextului cultural, datorită tehnicii moderne, uităm nu doar să zâmbim și uităm să fim și simpli. Oamenii aceștia trăiesc autentic,
cântarea lor, modul lor de închinare, reflectă dragostea lor față de Dumnezeu și într-un mod atât de simplu încât le-a marcat. Nu doar eu, ci și colegii, fratele Cătă, fratele Dan, Dănuț, în momentul în care am intrat pentru prima dată într-o biserică, închinându-ne alături de oamenii aceia, cel puțin eu, 2 ore n-am putut să nu plâng. 2 ore au fost momente în care am plâns înaintea Domnului, bucurându-mă de deschiderea acestor oameni și de dragostea lor față de Dumnezeu. E diferit, Dănuț, un serviciu de închinare, un program obișnuit într-o biserică din Madagascar față de un program de la Călan sau Reșița sau din România? Este diferență, sigur, prin faptul că se închină diferit, prin cântări, în special cântări. Este un grup în față de tineri și copii și surori care cântă, conduc biserica în închinare și deseori folosesc cuvântul Aleluia, foarte des. Cred că peste 100 de ori folosesc la un program Aleluia și biserica răspunde Aleluia și ori de câte ori exprimă ceva a bucuriei, a dorinței de a lăuda pe Dumnezeu, de a-L onora pe Dumnezeu, strigă Aleluia și biserica răspunde Aleluia, Aleluia, de 2, 3 ori, 4 ori, 5 ori și exprimă bucuria. Au un mod simplu de a se închina, adică n-au coruri, n-au orchestre, au în schimb o grupă de laudă și închinare care conduc biserica în jur de 30-35 de minute, 40, apoi au un mesaj din partea păstorului la astfel de servicii și cred că undeva într-o oră jumate, două, au programul lor. Am participat seara la o întâlnire cu toate bisericile, au venit păstori și fiecare păstor împreună cu biserica lui a slujit prin cântare, fiecare au dat îndemnuri de rugăciune. A fost o seară, o după masă, practic, de la ora 2, că tot la fel din lipsa curentului ei și după amiază se adună de la ora 2 la 4 programul de seară, de duminică seara, în care a fost așa special fiecare păstor cu familia, cu copiii, au venit și cu membrii din biserică și au cântat, au slujit, au dat îndemnuri. Păstorii nu sunt doar luptători, sunt și buni cântăreți. Toți păstorii sunt cei care conduc închinarea, inclusiv prin cântare. Ce m-a impresionat a fost faptul că de la 8 la 9 există studiu biblic pentru copii și după aceea copiii stau aproximativ o oră pe genunchi în rugăciune până când urmează programul cu întreaga comunitate. Avem câteva imagini deosebite a unor copii care se rugau în prezența lui Dumnezeu stând o oră pe genunchi. Fără și lucrul ăsta însemna de jos noroi, însemna pământ. Există programe specifice cu bărbații, întâlniri specifice cu bărbații, întâlniri specifice cu adolescenții, cu femeile, întâlniri de consiliere premaritală. Există asemănări și există și deosebiri. Modul lor de închinare care este specific culturii. Cântă cântării cu un mesaj puternic, biblic și folosesc foarte mult semnele ca oamenii care îi ascultă să înțeleagă mai bine. Deci se exteriorizează mai mult decât o facem noi. Așa. Da, se bucură. Și nu v-a fost greu să intrați în atmosferă și să vă simțiți bine? Am participat, bine. Noi de asta am mers ca să fim părtași cu ei la bucurie. Am cântat împreună cu ei, am plâns împreună cu ei. Am cântat și noi cântări românești, am cântat cântări în română, am cântat și în engleză. Știau și ei cântări în română, copiii acolo, pentru că Marcel se ocupa să le mai învață pe copii. Dani Had a învățat să numere în malgașă, a cucerit copiii prin asta, a fost membru din echipă care a avut o deschidere deosebită față de copii. Întotdeauna a fost înconjurat de copii, s-a jucat împreună cu copii, a cântat împreună cu copii.
Mai mult decât faptul că am participat la serviciile divine, am aflat nevoile acestor oameni. Și cu ajutorul fraților și prin faptul că ei s-au implicat financiar, am putut să ajutăm specific proiectele pe care acești păstori le-au avut în biserică. Unii au avut nevoie de un laptop și am reușit să achiziționăm un laptop, alții au avut nevoie de o orgă, aveau o orgă cu multe clape lipsă, am reușit să cumpărăm, să dăm banii pentru o orgă. Mai mult decât atâta, ne-a impresionat faptul că acești oameni, ca să se deplaseze, folosesc fie mijlocul tradițional, pus-pusul, cei mai binecuvântați folosesc bicicleta sau scuterul. Un frate care era la aproximativ 4 ore distanță de zona Sirabe venea cu bicicleta să predea la școala biblică prin extensie. Dumnezeu le-a pus pe inimă să cumpărăm un scuter. Bucuria acelui om văzându-se cu un scuter nu o putem descrie prin cuvinte. O bucurie imensă pornită dintr-o inimă sinceră. Dacă ar fi muncit o viață întreagă, omul acela nu cred că ar fi găsit resursele financiare să-și cumpere un scuter. Dumnezeu ne-a binecuvântat, frații au simțit lucrul ăsta și am putut să achiziționăm un astfel de scuter. Și noi ne bucurăm. Și eu mă bucur că Dumnezeu v-a folosit pentru a fi o binecuvântare pentru bisericile și credincioșii de acolo, chiar dacă a stat o perioadă atât de scurtă. Dincolo de proiectele educaționale în care Marcel se implică și voi le-ați văzut, v-ați implicat, cel de edificare, lucrarea cu păstorii, slujitorii, ce alt proiect major coordonează sau conduce Marcel acolo, în ce proiect major se implică? Și ați fost și voi parte și ați văzut cum decurg lucrurile, Dănuț? Da, proiectul de evanghelizare. Ce înseamnă concret evanghelizare? Asta înseamnă atât în Asirabe, să planteze o altă biserică, cât și în satele din prejur. Satele din prejur însemnând sate la o distanță de 20, 30 până la 40 de kilometri sau 50, foarte greu de ajuns, foarte greu. Majoritatea străzilor sunt neasfaltate, acel pământ roșu, argilos, care după fiecare ploaie se creează tot felul de nivelări. Deci nu odată am văzut mașini împotmolite care trebuiau împinse. Am fost într-o astfel de locație, în aer liber, la marginea unui sat. Am mers și am cântat. Am fost foarte impresionat de faptul că păstorul și cu biserica, aproape jumătate de biserică, au venit pe jos vreo 20 de kilometri, prin ploaie, prin noroi, desculți, au venit acolo să fie și să se poată face un... Din Asirabe în locația unde urma să se planteze. Pe jos, m-am uitat, niciunul nu avea un mijloc de locomoție. Toți pe jos au ajuns la timp, la ora stabilită, care am fost și noi, am ajuns și noi. Marcel a predicat în franceză și a fost apoi tradus în malgașă. Și chiar zeci de oameni au răspuns invitației pentru a ne ruga pentru ei, a-i binecuvânta și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Da. Cred că o astfel de lucrare, Marcel, chiar poate să ajute, mai ales că este nevoie de puțină tehnică, de o stație, care, de un microfon ca să poți să vorbești în aer liber. Or, Marcel poate să ajute și numai că ajută, chiar sprijine orice păstor care are un astfel de punct. El este acolo gata să ajute. Mai întâi, prima fază este să se construiască o biserică, o clădire din lemn, care și aceasta este foarte mult pentru... Costisitoare. Foarte costisitoare pentru ei. Având în vedere că un salariu mediu
așa, chiar a unui profesor, a unui cadru didactic, este undeva la 30 de euro pe lună. O astfel de clădire lemn, deși nu știu cât, dacă au lemn acolo sau nu, am văzut păduri, lemnul costă destul de mult. Noi ne-am implicat în construcția unei astfel de clădiri, unde au fost câteva sute de euro, 600-700 de euro construcția unei astfel de clădiri, ceea ce e mult pentru o comunitate nouă care se înființează, oameni săraci. Din discuțiile pe care le-ați avut cu păstorii, cu Marcel, cam cât timp ia de în momentul în care se duc într-o localitate, fac o evangelizare, până când acolo apare o comunitate mai mică, practic o biserică? Depinde de zonă și depinde de locație. În locul unde noi am construit biserica, lucrarea începuse cu aproximativ 10 luni, un an în urmă și erau aproximativ 70 de persoane deja. Deci depinde de locație. Oamenii ăștia se duc, se roagă, aleg o zonă țintă și apoi săptămânal se duc pe jos sau cu mijloacele rudimentare și predică Evanghelia. Se strâng oameni pe o căldură infernală, 40 de grade, aproximativ o oră, două, depinde de zonă și de loc. Se predică, se cântă, se fac chemări, oamenii participă și apoi se ia adresa persoanei respective, se intră în contact și a doua întâlnire este mult mai ușoară. Prima întâlnire este marcantă. Oamenii ăștia, înainte să se ducă să facă evangelizare, se roagă. Am înțeles că de la ora 4 până la ora 6 dimineața există în biserică rugăciune pentru cauze specifice, inclusiv pentru evangelizare. În fiecare dimineață, oamenii aceștia, înainte de a se duce la locul de muncă, dacă l-au, se roagă. Stau înaintea lui Dumnezeu, strigă înaintea lui Dumnezeu și rugăciunea e arma puternică care deschide nu doar inima lui Dumnezeu, ci și inimile oamenilor atinși de Evanghelie. N-ați fost provocați și în direcția evangelizării, fiind acolo, pentru că observ în România că noi am devenit deja mult mai comozi, ne așteptăm ca oamenii să vină să ne caute și tot mai puțină preocupare de a ne duce noi la oameni, de a fi în mijlocul lor, de a face evangelizări deschise, în aer liber. Inima mea a fost atinsă și dacă Dumnezeu ajută, împreună cu un grup de tineri care și au fost impresionați de lucrare, anul acesta ne-am propus să mergem câteva zile în zona Topleț, în zona Herculane, o zonă greu accesibilă, cu biserici mici. Apoi, în vară, să mergem în Oltenia, să facem evangelizări în aer liber și apoi să trecem granițele, să mergem în Valea Timocului, unde este o comunitate de aproximativ 200.000 de români. Deci, faptul că am mers acolo, a mișcat inima și în afara bisericii se pot face lucruri deosebite. De fapt, asta este menirea noastră, să ieșim dincolo de ziduri și să le vestim oamenilor de lângă noi că există o speranță, că există o salvare și există o șansă pe care Dumnezeu o oferă. Da. Eu nu am fost încă în Madagascar, dar am fost în multe alte zone în care avem misionari români trimiși prin Agenția Pentecostală de Misiune și vreau să vă spun cu bucurie, chiar acum în primăvară am fost în China și în Thailanda, am întâlnit lideri care au venit din anumite zone ale Asiei unde sunt români și aproape toți mi-au spus cât de binecuvântat să aibă misionari români în țările respective. Și nu de puține ori mi s-a spus, mai aveți misionari, mai aveți disponibil, trimiteți-i pentru că avem mare nevoie și ne plac misionarii români. Ați fost acolo 8-10 zile. Cum este privită familia Shaitish în comunitate, comunitatea păstorilor? S-au adaptat cultural, s-au integrat în comunitate, sunt o binecuvântare acolo? Sunt deja malgași.
nu doar ei, ci și copiilor. S-au adaptat culturii, temperamentul Marcel îl ajută să trăiască acolo printre malgași, sunt bine priviți și mesajul pe care păstorii ni l-au transmis este același pe care l-ați primit și dumneavoastră. Mai trimiteți și alți misionari, la fel ca și Marcel, cu o inimă atât de largă pentru noi, pentru cei din Madagascar. A reușit bine Marcel să se integreze. Copiii învață limba, ei învață limba în fiecare săptămână, au profesor pentru limba malgașă. Faptul că lucrează prin Agenția Pentecostală de Misiune Externă îi ajută să poată să se implice mai multe proiecte. Le-ar fi greu de unul singur, oricâte biserici ar fi avut în spatele lor. Dar faptul că sunt într-o organizație, sunt într-o agenție, atunci poate să spună oricând greutățile care le întâlnește pe teren și să fie o provocare pentru cei de acasă. Eu cred că Marcel 100% așa s-a integrat, își dorește, mi-a spus că cel puțin 15 ani nu se gândește să vină acasă și de acolo să plece în altă parte. Așa că se roagă Domnului pentru o echipă care să o poată forma acolo de și alți misionari români și să dezvolte visul pe care Domnul a pus pe inimă atât în implicarea educațională școlii. Și copiii care merg la școală, numai când merg la școală, învață cântece o dată pe săptămână, se adună în biserică, pentru că lângă școală este și biserica, este sala în care se adună copiii și duminica se adună biserica, se adună credincioșii. Și acolo merg și învață toți copiii. Au cel puțin o dată pe săptămână o educație religioasă, cântece creștine, lecțiuni biblice, serbări la fiecare eveniment. Și astfel primesc nu numai o educație laică, eu știu, o materie care să învețe și învață despre Dumnezeu și învață să aibă un caracter frumos. Noi suntem o agenție de misiune, nu suntem o agenție de turism, dar ne-am bucurat că am putut facilita călătoria voastră acolo. După experiența voastră, i-ați încuraja și pe alți păstori să facă astfel de călătorii misionare? În ce fel ar avea ei de câștigat dacă ar ajunge pe un câmp de misiune? Cred că fiecare păstor ar trebui să aibă o astfel de călătorie, cel puțin o dată la 2-3 ani, 4 ani poate, văzând nevoile în mod real pe câmpul de misiune. Altfel poți să spui celor pe care îi înveți, pe care le spui cuvântul lui Dumnezeu, că până la urmă misiunea aceasta nu este a unei agenții, misiunea nu este a unei persoane, misiunea este a lui Dumnezeu, de a merge cu Evanghelia până la marginea pământului. Și cred că fiecare biserică trebuie să se implice nu doar între credincioșii care îi are, nu doar în orașul în care își desfășoară activitatea, și cred că trebuie să aibă pe inimă și alți oameni care nu pot altfel să audă decât cu implicarea noastră cuvântului Dumnezeu. Așa cum noi am fost binecuvântați cu mulți ani în urmă și au venit alții și ne-au vestit Evanghelia și ne-au instruit și ne-au predat în școli biblice, în diferite moduri. Și noi am fost binecuvântați și am crescut. Cred că asta putem să o facem. Când vezi o lucrare care se dezvoltă datorită unui misionar care este acolo, eu nu pot să fiu în fiecare zi în Madagascar, dar cu banul meu și cu rugăciunea mea pot să fiu în fiecare zi acolo și să știu că cineva lucrează pentru faptul că, prin faptul că eu ajut și mă rog și este cineva acolo care Dumnezeu îl folosește pentru ca împărăția lui să se extindă. Cred că ar fi necesar pentru fiecare păstor. Poate nu chiar în Madagascar, așa departe. Poate și în Europa sau în Asia, aici mai aproape, ar fi bine să aibă astfel de experiență. Altfel poți
să spui bisericii despre misiunea externă, nu doar din filmulețe, din poze, din ceea ce primim de la misionar. Când ești acolo, îi vezi inima lui, îi vezi implicarea lui, vezi nevoile reale care sunt și să știți, contează orice mică donație. Până la urma urmei, nu cred că această lucrare de misiune se face doar cu oamenii care au bani și care au mulți bani și donează. M-am uitat la copiii din biserica noastră care dau 2 lei, 3 lei, 5 lei, dar contează, este un euro care ajunge acolo și care poate să susțină, un euro câștigă pe zi un malgaș. Deci cu un euro care îl punem noi pe lună poate trăi un malgaș, să-l îi mulțumească Dumnezeu care ce să mănânce. Mai mult decât necesară este trimiterea păstorului pe câmpul de misiune. Mesajul acesta l-ați transmis de fiecare dată când ați ajuns în zona noastră. Biserica l-a înțeles și m-a trimis și m-a susținut în lucrarea aceasta. S-a lărgit viziunea. Am înțeles mai bine visul lui Dumnezeu, dorința lui Dumnezeu pentru mine personal și pentru biserica unde slujesc. Și am înțeles cât de important este să mă reîntorc la valorile biblice, la lucrurile simple pe care poate le-am uitat. Este o binecuvântare pentru un slujitor să meargă, să vadă nevoia, să simtă sărăcia, să trăiască acolo printre oamenii săraci și apoi să se întoarcă și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru minunile pe care El le face în viața lui de fiecare dată. Este ceva diferit, Dănuț, în sfera misiunii, ce vei face diferit după această vizită? Ai venit cu anumite idei legate de misiunea externă pe care dorești să le implementezi, să le răspândești, să le împărtășești cu alții? Da, cred că biserica noastră a trecut la o altă fază. Până acum am susținut misionari care au plecat din alte biserici. Și cred că asta este faza normală pentru fiecare biserică. Nu poți să ai un misionar să-l trimiți dacă n-ai susținut până atunci pe cineva. Noi câțiva ani de zile am susținut tineri, familii care au plecat în misiune din alte biserici, am adoptat. Ne rugăm pentru ei în fiecare duminică, avem o rugăciune specială pentru misionarii care au plecat și în mod special susținem și ne rugăm cu numele pentru cei care susținem și financiar. Iar acum suntem în faza în care pregătim misionari, avem o familie și jumătate, pentru că cealaltă jumătate nu este din biserica din Călan, care se pregătesc, unii chiar au plecat pe termen scurt într-o țară care să ia contact și să apoi să plece pe termen lung ca misionar, alții se pregătesc. Cred că asta trebuie să facem, să ne uităm în biserica noastră, să ne uităm la potențialul nostru, la tinerii noștri și să le spunem, ați putea să faceți ceva pentru Domnul care să rămână, și această investiție este în oameni. Sigur, în țară suntem mulți care lucrăm și care ne implicăm, în afară sunt mai puțini. Cred că asta este rolul nostru, să de acum să căutăm astfel de oameni și să-i trimitem și să-i ne rugăm și să-i încurajăm și să îi susținem. Da. Am experimentat deja minunea triplării bugetului bisericii, ajutând misiunea externă. Am trăit frumusețea și clipele extraordinare a unei familii din biserică care s-a dus pe termen scurt. Am trăit eu însumi frumusețea misiunii și am înțeles cât de important este și noi am ajuns la faza aceasta să-i pregătim pe oameni și să susținem din familie izvorul vieții, o familie care să se ducă pe termen lung într-o zonă neatinsă de Evanghelie și acolo să se răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Îi pregătim pe oamenii aceștia, îi pregătiți de fapt prin faptul că i-ați primit la școală și cred că Dumnezeu ne va ajuta nu doar să ne rugăm, nu doar să îi susținem financiar,
ci să ajungem acolo. Nu neapărat noi, ci prin intermediul unor familii, unor tineri, unor grupuri care să se ducă și să răspândească Evanghelia. Terminăm emisiunea și nu te-am întrebat ce-i cu această ținută, de unde o ai? Este portul tradițional malgaș și mă bucur că ori de câte ori am posibilitatea să-l reîmbrac, pentru că retrăiesc clipele frumoase ale misiunii în Țara Roșie. Așa se îmbracă oamenii se în mod obișnuit. Oamenii dintr-un mod obișnuit. De zi cu zi. Da. Ne apropiem de finalul emisiunii și foarte pe scurt aș dori ca fiecare dintre voi, mai întâi Dănuț, apoi tu, Ciprian, să adresați un cuvânt de final păstorilor, sunteți păstori, sau ascultătorilor, dacă păstorii nu sunt în preajma televizoarelor acum când transmitem această emisiune, dacă aveți un cuvânt pentru credincioși. Misiunea este ideea lui Dumnezeu și misiunea trebuie făcută de către toți. Nu doar o biserică este chemată, nu doar o persoană, și fiecare dintre noi trebuie să facem această lucrare. Încurajez pe toți colegii, pe toți păstorii din țară, din România, pe toți credincioșii să participe la această lucrare de misiune, să simtă inima lui Dumnezeu, care este imparțială și este pentru toți oamenii de pe această planetă, să se implice, să se roage, să ceară de la Dumnezeu călăuzire. Și eu cred că dacă cerem ceva după voia Dumnezeu, El ne va da. Să cerem o viziune proaspătă, o viziune biblică a ceea ce înseamnă să ducem Evanghelia până la marginile pământului. Și aceasta înseamnă nu doar rugăciune, și înseamnă și dedicarea noastră, a petrece un timp, a petrece un timp în rugăciune, a petrece un timp în care să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și un timp în care să discutăm, poate chiar să încurajăm pe cei care au plecat prin intermediul internetului, o scrisoare de apreciere, o scrisoare de mulțumire. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest gând al misiunii. Istoria vieții mele a început în momentul în care un prieten a venit și mi-a transmis mesajul Scripturii: vino și vezi. Am mers, am văzut și am fost cucerit de dragostea lui Dumnezeu. A urmat un alt pas, la fel de important ca și primul: vino și rămâi lângă mine, spunea Domnul. Momentul acela am înțeles gândul lui Dumnezeu, am înțeles voia lui Dumnezeu și, mai mult decât atâta, după procesul ucenicizării, mi-am adus aminte și mi-este în memorie cuvântul lui Hristos care spune: mergeți și vestiți Evanghelia la orice făptură. Odată ce dragostea lui Dumnezeu te-a cucerit, nu poți să rămâi impasibil, rece, ci trebuie să te duci și să spui și altora. Aceasta este menirea noastră, acesta este mandatul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, de a merge și de a vesti Evanghelia până la marginile pământului. O putem face împreună, rugându-ne pentru misionari, rugându-ne pentru cei care s-au sacrificat, mergând în locuri greu accesibile, periculoase, suferind o presiune cumplită, o presiune grozavă, nu doar rugându-ne pentru ei, ci susținându-i financiar. Aveți posibilitatea, fiecare dintre dumneavoastră, să faceți lucrul acesta prin intermediul Agenției Pentecostale de Misiune Externă. Dumnezeu să ne ajute să stăm la îndemâna Lui, să căpătăm puterea aceasta de a ne implica, pentru că de astfel de oameni are nevoie Dumnezeu. Vreau să vă mulțumesc, Ciprian Dănuț, că ați fost cu mine la această emisiune și ați împărtășit cu telespectatorii trăirile voastre, impresiile voastre, experiențele voastre pe care le-ați avut în această scurtă călătorie în Madagascar. Stimați telespectatori, vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului. Veți avea datele noastre de contact pe ecran
și nu ezitați să ne contactați. Avem foaia de informare în care la fiecare două luni transmitem informații legate de activitatea misionarilor pe câmpul de misiune. Avem revista de misiune Noi Frontiere, vă puteți abona și puteți citi multe lucruri importante despre misiunea care se face și prin intermediul misionarilor români, dar și de pe alte câmpuri de misiune. Fiți parte în ceea ce face Dumnezeu acum, pentru că Dumnezeu dorește ca Biserica Evanghelică din România să fie o binecuvântare pentru alte națiuni. Vă puteți ruga pentru misionari, puteți să-i susțineți sau, iată, puteți să ajungeți pe un câmp de misiune și să fiți și acolo o binecuvântare. Vă aștept deci săptămâna viitoare și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere!